respect. Deci am revenit și vă mulțumim că sunteți cu noi. Bine, deci Bhrigu Muni, el intră în palatul lui Brahma. Brahma asculta muzica celească. Era împreună cu soția lui, cu zeița Sarasvati. Și când Bhrigu intră în palatul lui Brahma, nu îi oferă deloc niciun respect. Deci parcă Brahma nici n-ar exista pe tronul său. Pe lângă aceasta, ce face Bhrigu? Bhrigu se așează chiar exact pe același tron pe care stătea domnul Brahma. Deci nici nu-i spune bună ziua, nu îl salută deloc, îl ignoră complet, se așează pe tron. Și Brahma deja era pe cale să izbucnească. Deci, dar cât de cât și-a stăpânit simțurile, deși fața lui i-a picat. Și Brahma îi spune, Bhrigu, eu înțeleg că tu ești fiul meu. Da? Și am atitudinea către tine ca către fiul meu, dar totuși există anumite manere, oare nu ți-am dat cei 7 ani de acasă? Și Brahma atunci îi spune, dar i-a spus deja cu un ton mai dur, îi spune, chiar te consider pe tine a fi cel mai elevat dintre zei, că nu știi să le oferi respectul. Și atunci Bhrigu, deci era chiar cât pe cât Brahma, era cât pe cât să-l blesteme. Dar și-a controlat mânia prin marea sa inteligență, pentru că până la urmă corpul lui Brahma este făcut din budi, din inteligență. Și Bhrigu Muni, înțeleptul Bhrigu, atunci a înțeles că tatăl său de fapt era afectat de modul pasiunii, de Raja Guna. Și Bhrigu atunci i-a spus, o, domnule, tu te-ai supărat pe mine fără să știi motivul adevărat care m-a adus aici. De aceea, eu te blestem de acum înainte și pentru totdeauna. Nimeni pe pământ nu te va venera pe tine, tu nu vai avea temple. Deci Brahma, după cum știm, în India nu există temple în care Brahma să fie venerat. Eu am auzit de unul. Da, unul. Dar... Și că povestea așa a fost, că Brahma zice, hai te rog, nu măcar știu, unul. Măcar unul singur, bine, unul. Da, există. Și după ce Bhrigu a plecat din Satya Loka, din Brahma Loka, el a plecat în Kailash, în planeta lui Shiva, ca să vadă, să încerce să-l testeze pe Shiva. Bhrigu Muni, înțeleptul Bhrigu, el este fratele lui Shiva. Și Shiva, când și-a văzut fratele său mai mic, deci el a devenit foarte, foarte entuziasmat, s-a bucurat foarte mult și a alergat la el să-l îmbrățișeze. Wow, fratele meu, în sfârșit, a venit, hai să te îmbrățișezi. Și în acest moment, Bhrigu se uită la Shiva și spune, te rog să te dai la o parte, tu, contaminatule, și să nu mă atingi. Să nu te atingi de mine, pentru că corpul tău este contaminat. Tu ți acoperi pielea ta cu cenușa care rămâne după incinerarea corpurilor, cadavrilor, de-aia corpul tău este contaminat. Tu nu porți haine, în jurul gâtului tău tu ai șerpi, de-aia te rog să nu te atingi de mine. Shiva, când a auzit aceste lucruri de Shiva, imediat s-a apucat de trident, el s-a mâniat atât de tare încât era gata să-și folosească tridentul și să-i taie capul lui Bhrigu Muni. Și în acel moment a intervenit Parvati, soția lui Shiva. Și Parvati înțelegea ce se întâmplă și Parvati îi spune, stai, calmează-te, te rog. Este fratele tău, deci calmează-te, probabil este un test ceva. Și atunci Bhrigu a înțeles că Shiva este afectat de modul ignoranței, de tamaguna. Și Bhrigu atunci a spus, Shiva, tu te-ai supărat pe mine fără să știi motivul adevărat cu care am venit la tine. Și eu te blestem. De acum înainte, oamenii niciodată nu te vor venera în forma ta de Shiva. Deci nu vedem temple în India în care Shiva ar fi venerat în această formă. Tu vei fi, de acum încoace, vei fi venerat doar în formă de Lingam. Da? În această formă mistică, Shiva Lingam. Doar în forma asta vei fi venerat. Și atunci, odată salvat deja de mâna Domnului Shiva, Bhrigu Muni a plecat direct în Vishnu Loka. El a plecat în Vaikuntha, care se află în cadrul lumii materiale, și a venit la Domnul Vishnu, care se afla în asocierea zeiței prosperității zeiței lui Lakshmi. Și se spune că Vaikuntha, sau sălașul Domnului Vishnu, deci este un tărâm al fericirii și a beatitudinii, el mai este în limba sanscrită, se mai numește Parampada, ceea ce înseamnă destinația supremă a sufletelor
iluminate. Sau locul final, care este destinat sufletelor eliberate. Și atunci Vișnu ia stătea întins pe patul său Șeșa, patul mistic, de Șeșa Naga, acest șarpe divin, șarpe mistic. Și Brigu se apropie direct de Domnul Vișnu, chiar în prezența zeiței Lakshmi. Nu spune niciun cuvânt și doar, pac, îl lovește cu piciorul în piept. Te vedem aici. Aici asta este Brigu Muni. Și Brigu se apropie și lovește cu piciorul direct în piept. Da, vă dați seama, scena. Și uitați-vă, interesant, Brigu face un lucru. Prima ofensă care o face Brigu, ea a fost mentală. Deci el nu i-a oferit respectul domnului Brahma. Deci el a făcut la nivel mental, la nivel intenției, să spunem așa. A doua ofensă pe care o face, a făcut-o Brigu Muni, a fost la nivelul cuvintelor. Și a treia ofensă care a făcut-o Brigu, care deja era o ofensă și mai dură, el a făcut-o la nivelul faptelor. Da? La nivelul faptelor. Deci a fost la nivel corporal. Deci ofensele creșteau progresiv în gravitatea lor. Și fiind personificarea modului bunătății, Satvamyat Brahma Darshayati, deci Domnul Vișnu este stăpânul modului bunătății și personificarea compasiunii, Vișnu nu era absolut afectat de cele întâmplate. Și atunci, ce face Vișnu? Vișnu se uită la Brigu și spune, Brigu, eu îmi cer iertare că pieptul meu este foarte tare. Probabil ți-ai frânt piciorul. Dă-mi, te rog, piciorul tău să ți-l masezi. Și iată aici vedem exact poza când Domnul Vișnu l-apucă pe Brigu Muni și masează piciorul și spune, te rog să mă ierți, pieptul meu este foarte, foarte dur. Da? Și chiar dacă o să vedeți în viitor, în India, în magazinele în care se vând zeități cu Vișnu sau cu Krishna, aceste zeități pe piept, eu nu știam, nu înțelegeam, deci nu știam de ce au un semn al unei tălpi. Fiecare zeitate are un semn al unei tălpi. Și după aceea când am citit în Bhagavatam, deci cumva am corelat că stai puțin, asta este exact piciorul lui Vișnu. Și pe urmă am întrebat pe Murtivala, pe oamenii care, sculptorii care fac aceste zeități și zic, da, asta este Brigu Pada. Deci este semnul de la piciorul lui Brigu care a rămas. Vișnu a simțit că este un decor, o podoabă pentru mine să port o urmă de-a lui Brahman elevat, dar lui Lakshmi nu i-a plăcut foarte mult situația respectivă și atunci Lakshmi l-a blestemat pe Brigu și a spus, eu te blestem pe tine și pe toți brahmanii în viitor, că brahmanii întotdeauna o să ducă un mod de viață modest și niciodată nu o să fie super bogați. Și cele mai deseori eu să fie săraci, pentru că eu niciodată nu o să vin la Brahman. Deci Lakshmi, zeița prosperității, spune, niciodată nu o să fiu foarte încântată de Brahman. Da? Ei o să ducă un mod de viață cât de cât modest. Da? Asta a fost blestemul lui Lakshmi. Și după ce i-a încercat pe Brahma, pe Shiva, pe Domnul Vișnu, Brigu s-a întors înapoi, în adunarea marilor înțelepți, pe malurile râului Sarasvati și le-a povestit înțelepților tot ce a văzut, tot ce a auzit, tot în ce a participat și atunci ei toți au tras următoarea concluzie. Au spus, dintre toate zeitățile dominatoare, Domnul Vișnu este cu certitudine cel mai elevat, cel mai mare, pentru că măreția cuiva trebuie estimată în capacitatea sa de a tolera situațiile provocatoare. Este exact această calitate. Deci Atma Vinigraha, stăpânire de sine. Mai ales în situațiile provocatoare, în situațiile de criză. Pentru că când totul e bine, nu e nicio problemă. Dar când te doare un dinte, hai să vedem cum te comporți tu, cât de iritat ești. Și așa mai departe, știm cu toții. Bun, și noi mai avem încă o calitate de a discuta. Noi mai avem ceva timp. Haideți să mai discutăm încă o calitate. Încă o calitate, următoarea calitate.
Vor fi două, de fapt. Vor fi Indriya Arteșu, ceea ce înseamnă stăpânirea simțurilor, și Vairagyam, renunțarea. Deci stăpânirea simțurilor și renunțarea. Și la Prabhupada scrie în comentariu despre aceste calități și la Prabhupada le-a combinat în comentariu și eu am făcut același lucru în discuția de astăzi. Și la Prabhupada explică, el zice. Trebuie să ne obișnim cu acest lucru și să respingem orice este contrar căii progresului spiritual. Aceasta este adevărata renunțare. Simțurile sunt atât de puternice încât sunt întotdeauna dornice de desfătare. Desfătare sau desfățare? Desfătare. Nu trebuie să ne conformăm acestor cerințe care nu sunt necesare. Simțurile trebuie satisfăcute numai pentru a păstra corpul în bună stare, astfel încât omul să-și poată îndeplini datoria de a înainta în viața spirituală. Simțul cel mai important și cel mai greu de stăpânit este limba. Limba. Da, limba. Cel ce își poate stăpâni limba are toate șansele să stăpânească și celelalte simțuri. Funcția limbii este aceea de a gusta și de a articula sunetele. De aceea, printr-o disciplină sistematică, limba trebuie să fie mereu angajată în gustarea resturilor de hrană oferită lui Krishna și în a cânta mantra Hare Krishna. Deci în acest mod stăpânim limba. În cântarea mantrelor și în gustarea mâncării spirituale, prasadam. Același principiu este aplicat și la restul simțurilor. Ochii sunt purificați prin a contempla forme divine, forma avatarelor divinității. Urechile sunt purificate prin ascultarea cunoștințelor spirituale. Deci toate simțurile pot fi angajate în serviciul divinității. Și vreau să citesc o mică povestire. Eu îi mulțumesc foarte mult lui Cosmin pentru că el m-a ajutat să o traduc. Este o povestire din Yoga Vasishta care povestește într-un sens și despre stăpânirea simțurilor, dar mai mult vorbește despre Vairagya. Deci ce înseamnă Vairagya? Și aici vedem această poză, deci când vedem cu carul corpului nostru. Deci carul este corpul, pasagerul este sufletul. Aici avem cum se numesc ele, frâurile, frâile, da, care este mintea. Da? L-avem pe supra-sufletul, pe Krishna, da, care este martorul tuturor activităților noastre. Și l-avem pe intelectul. Deci intelectul este vizitiul. Da? Vizitiul care este același martor, același Krishna care de fapt conduce acest car. Și avem acele cinci simțuri care sunt reprezentate de acești cinci cai. Și de este că dacă măcar un simț, unul dintre aceste simțuri, nu este stăpânit, carul derutează. Deci pentru un yoghin e foarte important să-și stăpânească simțurile. Pentru aceasta el trebuie să-și stăpânească mintea. Și ca să-și stăpânească mintea, el trebuie să aibă o inteligență foarte profundă, o inteligență spirituală. Inteligența spirituală este formată prin satsanga, prin asocierea cu persoanele spirituale și prin studiul scripturilor sacre. Deci așa se formează inteligența spirituală. Dar o să revenim acum la Vairagya. În Yoga Vasishta, deci avem o povestire foarte interesantă care aș vrea să o studiem împreună, în care se povestește. Era cândva o tânără domnișoară pe nume Suruchi, cea mai bună și cea mai faimoasă dintre nimfele Apsara cerești, care își dea în vârful cel mai înalt al munților Himalaya, înconjurată de păuni pretutindeni. Aici erau diferiți chinaras, diferiți îngeri care erau înflăcărați de dragostea purtată între ei înșiși, aici unde pica râurile cerești Gange și Yamuna, ce servesc purificării celor mai grave păcate. Ea a văzut un mesager al lui Indra, croindu-și drum prin văzduh, apoi cea mai norocoasă și cea mai bună dintre Apsara i s-a adresat lui astfel. Deci ea a văzut un Devadatta. Devadatta înseamnă un mesager al devășilor, adică al semizeilor. Era mesagerul lui Indra, care se grăbea undeva, deci pe un vimana, pe un aparat zburător, celest undeva se grăbea.
Și Suruci, această nimfă, această apsară, deci această femeie înger, s-a adresat mesagerul lui Indra și îi spune: O tu, crainic al zeilor, fii tu amabil și spune-mi, te rog, de unde vii și unde ești destinat să fii acum. Și îngerul zburător îi răspunde: Tu ai întrebat o domniță cu chip frumos, iar eu îți voi răspunde exact așa cum este situația. Să știi că Arishta Neme, înțeleptul rege, și-a predat datoria pentru acest ținut fiului său. Deci, cu alte cuvinte, Arishta Neme, un mare rege, el și-a delegat regatul său fiului său și singur a renunțat la regatul său. Cu indiferență față de lume, el a ales să meargă în pădure pentru a practica misticismul sau ascetismul și pentru să-și realizeze austeritățile în munții Gandamadana. Deci el și-a abandonat regatul, a lăsat fiul său și a plecat să înfăptuiască tapasya, asceze. Și acum mă întorc de la Indra, de la regele meu, care mi-a spus să fac următorul lucru. Deci Indra, și el îi povestește aceste nimfe, aceste apsara. El zice: Ascultă-mă, domniță gentilă, cum voi relata în detaliu cele petrecute. La auzul veștii că regele practică cele mai riguroase forme de asceză în pădure, Indra, stăpânul semizeilor, a dorit ca eu să iau mașina lui de zbor cerească Vimana și să mă prezint de îndată la locul cu pricină. La această mașină, spuse el, purtând apsarele ce dansează, acestea din urmă echipate cu toate instrumentele lor muzicale, acompaniate de o trupă de Gandharva, Sida, Yaksha și Kinara, care sunt diferite tipuri de îngeri cerești, condui, spuse el, cu toate instrumentele, cu corzi, flauturi și cu tobe către auspiciile muntelui Silavan al lui Gandamadana. Odată ajuns acolo, puneți-l pe regele Arishta Neme în vehicul și duceți-l îndată în Amaravati, sălașul nemuritorilor, unde să se bucure de plăcerile cerești. Deci, cu alte cuvinte, Indra s-a îngrijorat de faptul că regele Arishta Neme a început să săvârșească austerități. De ce? Pentru că Indra știe că din moment ce cineva înfăptește o tapasya foarte severă, el acumulează merite pioase care pot să-i permită lui să ia tronul. Și atunci Indra, de obicei, când un yogin începe să înfăptuiască asceze, da, el imediat își trimite apsarele. Și am observat de multe ori se întâmplă și în calea avansului spiritual, în bhakti se întâmplă același lucru. Deci devotații începători foarte repede sunt derutați de acest gen. Nu chiar așa, dar cam aceleași situații, deci, se întâmplă. Și Indra, atunci, el are o armă. Arma lui preferată care este pentru yogin, el își trimite apsarele. Deci el își trimite nimfele lui cerești ca să-i tenteze pe yogin, să-i deruteze de la calea avansului lor spiritual, de la ascezele lor. Sau în cazul regelui Arishta Neme, ce a făcut Indra? Indra l-a trimis pe reprezentantul său cu toate nimfele, cu tot anturajul lor și i-a spus: Uite, deci tu și fără asceze și fără practici severe spirituale, tu poți să intri pe aparatul meu zburător și eu te iau chiar acum. Deci chiar acum ești elevat în planetele cerești. Nu mai este necesar să înfăptuiești asceze sau tapasya. Și mesagerul a adăugat: Primind aceste instrucțiuni de la Indra și luând mașina cu toate echipamentele, am pornit spre munte. Ajungând în sfârșit, croindu-mi drum spre pusnicia regelui, i-am livrat ordinele marelui Indra. Auzind cuvintele mele, o domniță fericită, regele mi-a răspuns cu reținere zicând. Și acum începe un dialog foarte frumos. Regele, când a auzit că Indra îl invită așa, fără asceze, fără nimic, fără merite, deci doar acum, chiar acum te duci în rai, regele, el avea ceea ce se numește Viveka Buddhi, inteligența lui spirituală era trezită. Și de aceea regele îi spune: Doresc să adresez o întrebare, o mesagerule, pe care sper că îmi vei îngădui să o răspunzi. Spune-mi, te rog, ce se manifestă în cerul... Limba asta arhaică, cam am.
Spune-mi, te rog, cum se manifestă în ceruri binele și răul mai înainte, ca să mă pot gândi dacă să mă stabilesc acolo sau nu. Deci, cu alte cuvinte, cum se manifestă binele și răul în dar există durerea în lumea în cerul spiritual, în cerul în planetele cerești sau nu există? Există bine, există rău, există dualitate, cu alte cuvinte, sau nu există dualitate în planetele superioare. Și atunci i-am răspuns regelui spunându-i: în raiul ceresc se oferă o răsplată amplă pentru meritele spirituale. Această răsplată conferă beatitudine perfectă, dar gradul înalt de merite este cel de a conduce pe altcineva la cerurile înalte. Prin virtute moderate, cineva merită cu siguranță o situație de mijloc, iar virtutea de o calitate inferioară conduce o persoană către o poziție mai joasă. Deci, cu alte cuvinte, cine are mai multe merite este mai avansat, se bucură mai mult în planetele cerești, cine are merite mijlocii se bucură mai puțin, cine are puține merite stă o perioadă foarte scurtă, decade de pe planetele cerești. Dar virtutea cuiva, chiar dacă cineva are foarte multe sucrite, foarte multe merite, virtutea cuiva este distrusă de lipsa sa de răbdare față de excelența celor mai buni decât el. Deci, atunci când noi devenim invidioși pe cineva, că cineva este mai cool decât mine, chiar dacă tu ai foarte multe merite spirituale, meritele tale spirituale sunt reduse. Ups! Sunt reduse imediat din cauza invidiei care există în planetele cerești și omul își pierde meritele spirituale. Virtutea cuiva este distrusă de lipsa sa de răbdare față de excelența celor mai buni decât el. Pentru că ce înseamnă invidie? Invidie este a nu tolera excelența celorlalți. Da? Când tu devii trist că cineva este mai bun decât tine și când tu te bucuri că cineva este în durere. Asta, de fapt, este esența invidiei. Virtutea cuiva este distrusă de lipsa sa de răbdare față de excelența celor mai buni decât el, de aroganța față de cei egali cu el și de satisfacție pe care aceasta o manifestă față de cei inferiori lui. Deci, iarăși vedem cum invidia se manifestă față de trei tipuri de persoane. Față de cei superiori, prin rebeliune, față de cei egali, cum se spune aici, aroganța față de cei egali cu el și de satisfacție pe care acesta o manifestă față de cei inferiori lui. Adică când cineva se exploatează pe cei inferiori. Când virtutea cuiva este distrusă astfel, el trebuie să intre în sălașul muritorilor. Deci, datorită invidiei, el comite ofense și el decade din cerul, din planetele cerești. Deci asta a fost, asta ceea ce a spus acest mesager regelui. Auzind aceste lucruri, o bună domniță, regele a răspuns astfel: nu-mi place, o mesagerule divin, acest rai care se supune unor asemenea condiții. De aceea, de acum înainte, voi practica forma de devoțiune cea mai austeră și îmi voi abandona această formă umană precum un șarpe care își abandonează pielea afectată de vreme. Deci ce a spus regele Arhitanemi? Spune: nu mă interesează planetele cerești, de unde pot să cazi. Vreau eliberare absolută, eliberare completă din ciclul de naștere și de moarte. Nici nu mă interesează planetele superioare. Cum știți, în închisori sunt celule cu condiții super proaste, sunt celule cu condiții cât de cât și sunt celule cu televizor, cu frigider, dar tot e o celulă. Și atât, în mod similar, lumea materială este ca o închisoare, unde există planetele inferioare, unde condițiile sunt groaznice, planetele mijlocii, unde condițiile sunt cât de cât, și planetele superioare, unde condițiile sunt bune. Dar ce zice regele Arhitanemi? Și de acolo poți să cazi înapoi, de aia nu mă interesează. Deci eu vreau să obțin eliberarea. De aceea, de acum înainte, voi practica forma de devoțiune cea mai austeră. Fii deci mulțumit odată, delegat al semizeilor, pentru întoarcerea ta rapidă în mașina ta celeste și urează-mi rămas bun pentru a te întoarce în prezența Marelui Indra. Și aici o să povestesc cu cuvintele mele când mesagerul s-a întors înapoi la Indra și a povestit că Indra, scuze, dar Arhitanemi nici n-a vrut să audă despre planetele cerești,
și nu vrea să vină în planetele cerești, deci nu este interesat de poziția ta, cu alte cuvinte. Indra atunci s-a calmat și a spus ok. Deci el, dacă nu este interesat de planetele cerești, atunci totul este în regulă, atunci îl lăsăm în pace, dar Indra în același timp, înțelegând că regele Arishtaneme, deci el este un devotat, el s-a gândit, înseamnă că sufletul ăsta vrea să obțină liberare și ce trebuie să fac? Eu trebuie să-l ajut să obțină satsanga, să obțină asocierea cu înțelepții care o să-l ajute să se libereze din lumea materială. Și Indra atunci ce a făcut? Indra a aranjat ca regele Arishtaneme să se întâlnească cu înțeleptul Valmiki și găsindu-și adăpost lângă acesta, a primit eliberarea. Și cum l-a eliberat Valmiki pe rege? Valmiki i-a povestit Ramayana, pentru că Valmiki este autorul eposului Ramayana, care povestește despre activitățile divine al Domnului Rama. Și Valmiki atunci a devenit gurul regelui Arishtaneme, i-a povestit Ramayana și prin Ramayana el s-a eliberat. Și aici avem două versete pe care le citesc rapid și terminăm discuția despre Vairagya. În Bhagavatam avem faimosul verset în care se spune Satam prasanga mamavira samvido bhavanti hritkarna rasayana kata. Discuțiile despre petrecerile, activitățile și învățăturile persoanei divine supreme descrise în Scripturi aduc inimii o mare plăcere și satisfacție. Deci asta a făcut Valmiki. El i-a povestit regelui Arishtaneme povestirile despre persoana divină. Cultivând aceste cunoștințe în asocierea devotaților sinceri, o persoană avansează treptat pe calea eliberării, dezvoltându-și credința, shraddha, atașamentul profund către viața spirituală, rati, și stare de spirit devoțională către divinitate supremă. Shraddha, ratir, bhaktir, anukramishati. Asta este avantajul de satsanga, avantajul asocierii, pentru că fără asociere, noi imediat suntem lipsiți de trei lucruri. Credința noastră este afectată, diminuează. După aceea se spune aici, rati, atașamentul nostru față de calea spirituală diminuează. Și bhakti, devoțiunea noastră diminuează, fără satsanga, fără asociere devotaților. Pe când în asociere devotaților se întâmplă invers, satam prasangam, în asocierea satam a devotaților, sadhu sangha, mama virya samvido, când oamenii ascultă narațiunile despre petrecerile divine a divinității, care sunt încărcate cu energie spirituală, ce se întâmplă? Bhavanti. Bhavanti înseamnă ei simt emoții spirituale, hritkarna, rasayana, katha. Și aceste narațiuni spirituale, ele sunt ca o rasayana. Rasayana înseamnă ca un medicament care vindecă sufletul condiționat de ciclul de naștere și de moarte. Pe lângă aceasta, Tajoshanat așa pavargă vartmani, el atinge eliberarea și shraddha, ratir, bhaktir. Trei lucruri obține. Shraddha, credința lui crește, ratir, atașamentul de viață spirituală, mai exact de persoană divină, și bhakti, devoțiunea față de persoană divină. Deci așa se atinge vairagya adevărată. Deci vairagya se atinge prin cultivarea atașamentului față de divinitate. Asta am vrut să menționez. Și mai avem încă un verset care povestește cum exact este atinsă vairagya de devotații persoanei divine. În Bhagavatam, Shrimad Bhagavatam, se spune Vasudeva Bhagavati, Bhakti Yoga Prayojitaha, Gyanate Shu Vairagyam, Gyanam Chayad Ahai Tukam. Înfăptuind serviciul devoțional personalității divine, deci Vasudeva Bhagavati și Krishna, o persoană dobândește imediat cunoștința spirituală, gyana și detașarea de lume, vairagya. Deci, bhakti include în sine gyana și vairagya. Nu trebuie să le cultivezi separat. Pentru că atunci când cineva obține bhakti, devoțiune către persoană divină, bhakti are doi fii. Numele lor este gyana, cunoașterea spirituală, care este revelată prin inimă, și vairagya. Iată cum Constantin astăzi la plimbare povestea cum pe alocuri devenea înfricoșat de faptul că își pierde atașamentele sale față de lucrurile de care de obicei era atașat. Deci, din momentul în care vine la centrul de bhakti, practică procesul de bhakti, deci pe alocuri, cum ai spus tu, că ai spus foarte frumos cumva, te-ai înspământat faptul că
devii detașat de lucrurile de care oamenii din contra încearcă să se atașeze. Și este exact vairagya, deci asta este exact acest efect al lui Bhakti, pentru că practic în Bhakti omul obține cunoașterea spirituală și din altă parte el, în mod automat el obține renunțarea către atașamentele existenței materiale. Și Bhakti și Gyana și Vairagya în Yoga Sutra sunt descrise ca două aripi al păsării, al unui sadaka, deci al unui practicant spiritual. Cu o singură aripă pasărea n-are cum să zboară. Deci noi trebuie să avem în minte importanța acestor calități. Pentru a avansa în calea spirituală trebuie să cultivăm cunoașterea și Vairagya, pentru că ele ne ajută să avansăm fără obstacole. Bine, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și noi mai avem 5 minute pentru întrebări și răspunsuri, dacă aveți ceva întrebări, o să încerc să răspund. Da, Cosmin. Doamne, las că întrebăm. Vă întreb după la masă. Bine. Nu e atât de urgent. Ok, Constantin. Aici. Da. Vreau să întreb aici cam unde s-ar identifica de imaginea respectivă legătura dintre lumea materială și lumea spirituală sau nodul acesta al lumii materiale. Condiționarea noastră fizică. Deci unde, cum putem să identificăm exact nodul atașamentul nostru față de lumea materială sau condiționarea noastră fizică față de lumea materială. Nodul acesta, el se numește Hridaya Granthi, ceea ce înseamnă nodul inimii care este atașată de existența materială. Este un nod karmic care este foarte greu să-l dezlegi. El este foarte sucit, foarte, cum se spune, încălcit. Și singura soluție este să-l tai. Cine a fost? Alexandru cel Mare. Da, care... Nodul Gordian. Nodul Gordian, da. Cineva a spus o profeție că persoana care va putea să-l dezlege va deveni regele, imperatorul lumii. Și Alexandru, când a văzut nodul respectiv, care era chiar încălcit, chiar foarte sucit, și a scos sabia, pac, l-a tăiat, a spus, that's it. Da, deci el a văzut metoda lor. Da. Și iată, într-un sens, același lucru trebuie să se întâmple cu Hridaya Granthi, cu nodul atașamentelor noastre față de lumea materială. Acum eu, don't shoot the messenger, deci nu împușcați mesagerul. Chiar ieri am citit și am citit în cartea asta nouă pe care o avem, am început să o citesc și eu, întrebări perfecte, răspunsuri perfecte, unde avem la, cred că a patra sau a cincea pagină. Haideți să o citesc. Îmi dă cineva repede cartea aia, că e și la Prabhupada super perfect explică exact care este esența atașamentului față de lumea materială. Mulțumesc. Și acum, iarăși, don't shoot the messenger, bine? Bob întreabă, deci erou Bob, numele lui spiritual, ții minte cum îl cheamă pe el? Da. El a devenit un devotat inițiat al lui Srila Prabhupada. Deci Bob, care persoana care are acest dialog cu Srila Prabhupada în cartea respectivă. Brahmatirtha sau ceva de gen. Brahmatirtha, îmi pare că îl cheamă. Și Bob îl întreabă la un moment dat, în capitolul, vedem aici în capitolul 2, deci Bob îl întreabă pe Srila Prabhupada despre atașamentul față de viața sexuală, pentru că el spune că eu am auzit de la discipolii dumneavoastră că, deci eu în curând mă căsătoresc și când am auzit despre definiția principiilor regulatoare de la discipolii dumneavoastră, eu am înțeles că eu nu am nicio șansă să le urmez cândva în viața mea.
Și după aia Prabhupada, cum v-a explicat lui, iau mai ușor puțin, tot în regulă, deci da, sexul trebuie să fie pentru conceperea copiilor, dar oricum iau mai ușor. Deci Prabhupada cumva a încercat să-i explice. Dar în timpul acestei explicații și la Prabhupada explică că de fapt nodul, esența atașamentului față de lumea materială, el o explică prin intermediul versetului 8 din capitolul 5 din cantul 5 din Srimad Bhagavatam, în care se spune, este faimosul verset, în care se spune: Pumsam striyama ithunam bhavam etam tayor mitho hridaya grantim. Deci hridaya granti. Iarăși vorbim despre acest nod al inimii. Ahu atho griha kshatrasu tapta vitar janasa moho yam aham mameti. Și versetul spune, Balu, hai mai repede, că este chiar un verset care trebuie să-l auzi. Eliza astăzi o să aibă un hard time acasă. Este un verset care o să-i placă lui Eliza. Deci, iarăși, o luăm ușor, bine? Deci, versetul spune, din Bhagavatam, versetul spune: viața sexuală este principiul de bază al vieții materiale. Atașamentul dintre bărbat și femeie. Iar atunci când ei se reunesc, când un bărbat și o femeie se reunesc, acest atașament crește, iar acest atașament sporit va determina o persoană să obțină griha, o casă, kshetra, pământ, suta, copii, apta, prietenie sau un cerc social și vita. Vita înseamnă bani. În aceste moduri, griha, kshetra, sutapta, vita, persoana este prinsă în mrejile iluziei. Și, cuprinsă de iluzie, persoana gândește: aham mameti, eu sunt acest corp și orice în relație cu acest corp îmi aperține mie. Deci, din cauza acestui atașament, noi devenim atașați de foarte multe componente ale acestui atașament. Deci, cum versetul din Bhagavatam explică, că din cauza atașamentului dintre sexele opuse, deci noi vedem, atunci când ei se reunesc, când un bărbat și o femeie se reunesc, acest atașament crește. Și atunci o persoană obține griha, o casă, kshetra, pământ, suta, copii, apta, prietenie, și un cerc social, și vita, vita înseamnă bani. Deci, esența atașamentelor noastre materiale, până la urmă, deci noi putem să vedem care este capul, deci care este nodul, care este exact esența acestor atașamente materiale. Și noi am vorbit în cadrul cursului de Yama și Niyama, noi am vorbit că, deci noi putem acum să avem o abordare foarte dură și să spunem: viața sexuală este ceva urât, de aia trebuie să ne abținem complet de la ea, dar este un lucru, lasă-l în pace, în regulă. Este un lucru foarte dificil pentru sufletul condiționat, pentru că acest atașament, exact acest atașament, reprezintă esența vieții materiale. Deci de ce e foarte rar sunt, avem foarte puțini oameni care sunt capabili să-și stăpânească complet pornirea aceasta de a dorinței sexuale și să plece undeva în sihăstrie. Și de aceea vedele ne oferă o alternativă, vedele ne oferă o cale gradată de a te detașa de acest atașament, care este căsnicie vedică, căsnicie spirituală. Pentru că prin căsnicie spirituală oamenii treptat învață să-și stăpânească simțul. Deci ei primii 5-10 ani ei se întâmplă între ei ceea ce se întâmplă, dar după aia cumva fascinația aceasta de viața sexuală, cum copiii, deci copiii care niciodată nu au avut sex, deci pentru ei este un ceva, un mister, deci este ceva super, nu știu ce. Dar după aia, după 2-3 ani de căsnicie, am înțeles ce e. Deci este cum și la Prabhupada zicea, că este doar o mâncărime de piele, care cu când o scarpini mai mult, cu atât îți vine să o scarpini mai mult, deci nu te eliberezi de ea atât de ușor. Deci de ce există acest sistem care este dat, este bine gândit de înțelepții vedici, când pentru a te elibera, știți cum, ce este un vaccină? Deci ce este vaccină? Vaccina este de fapt
aceeași boală într-o doză micuță, care este introdusă în sânge. De ce? Ca organismul nostru să fie capabil să genereze anticorp. Anticorp. În mod similar. Înțelepții antici, ei erau foarte conștienți de faptul că esența vieții materiale este redusă la acest atașament. Este regele tuturor plăcerilor. Deci, viața sexuală este regele tuturor plăcerilor. Și atunci, cum Domnul Buddha spunea, că dacă ar exista un alt, o altă plăcere sau un alt atașament, cum este viața sexuală, sufletul n-ar fi avut nicio șansă să se elibereze din lumea materială. Și atunci, vedele prescriu că oricum nu o să puteți să renunțați la acest lucru imediat. No chance. Și vedele prescriu, ok, haideți să trecem, să vă introducem o vaccină care se numește viața casnică spirituală, grihastha ashrama. Și atunci o să vă gratificați simțurile primii 2-3 ani, inevitabil, după aia fascinația o să treacă și voi o să vă apucați de treabă deja. Voi o să începeți să vă percepeți unul pe altul, nu doar ca pe mașini de făcut sex, dar o să vă percepeți unul pe altul ca pe parteneri care se ajută în avansul vieții spirituale și scopul acestui avans al vieții spirituale este ca încolo, la 50, la 60 de ani, omul să se elibereze de atașamentul față de sexul opus. Și atunci, la 50-60 de ani, omul se călugărea, pentru că el deja a trecut prin viața de căsnicie, el are copii, el și-a realizat toate dorințele sale grosiere, subtile, totul este realizat, totul deja a rămas în spate. Și atunci el are ultimii 10, 15, 20, 30 de ani, când el poate să se dedice complet avansului spiritual și el se eliberează din ciclul de naștere și de moarte. De ce vedele acceptă? Da, viața sexuală este culmea existenței materiale, este acel nod al existenței materiale, dar el trebuie să fie abordat într-un mod foarte responsabil, foarte bine gândit. Asta este ideea. Și acum nu trebuie să gândim că să avem o abordare foarte radicală față de acest atașament, pentru că n-ai cum să se rezolve atât de ușor. Sunt oameni care prea matur încearcă să se călugărească, dar din păcate după aia avem povestiri cum călugărul cu tare a intrat în relații homosexuale sau mai știu eu, deci tot felul de... Cineva povestea că într-o mănăstire din Germania creștină era un lac lângă mănăstire și fiecare săptămână pescarii prindeau copiii avortați în lacul respectiv pentru că călugărițele nu puteau să se abțină, nu puteau să-și stăpânească simțurile și aveau avorturi, făceau avorturi și aruncau copiii în lacul respectiv și pescarii ei s-au săturat la un moment dat și au spus, terminați odată, deci au făcut grevă, nu știu ce au făcut, de cât se poate. Luminea pescarilor erau acolo la biserică. Și vă dați seama ce reputație a creat acest lucru. Și de ce vedele sunt foarte bine gândite? Că da, asta este esența atașamentelor noastre, haideți să o luăm pas cu pas. Ne căsătorim frumos, avem anumite dharma față unul de alta, soția are dharma ei față de soțul ei, soțul are dharma sa față de soția sa și în acest mod, printr-o căsnicie dharmică, ei se ajută reciproc să se elibereze de esența acestei existențe materiale. Și Prabhupada explică, citesc încă un pasaj, Prabhupada explică acest verset, îl zice, acest atașament se amplifică. Atașamentul material implică o gândire de genul, eu sunt acest corp și din moment ce eu am acest corp într-un anume loc, aceasta este țara mea. Iar asta continuă în felul următor. Eu sunt american, sunt indian, sunt german, sunt asta, sunt cealaltă, acest corp, aceasta este țara mea, eu voi sacrifica totul pentru țara și societatea mea. Așadar, în acest fel, iluzia crește. Și sub imperiul iluziei, atunci când o persoană moare, ea va obține un alt corp. Deci, din cauza acestui atașament, noi, în jurul nostru, crește foarte multe lucruri, casă, proprietate, bani, soție, copii, cont bancar și așa mai departe, noi ne identificăm cu o anumită naționalitate și iluzia devine mai profundă, mai profundă și mai profundă din ce? Doar din cauza regelui tuturor atașamentelor viața sexuală. Era tot un caz când în India
Și la Prabhupada a ținut un program la un, atunci era, se numea Life Members. Deci societatea noastră avea Life Members. Și Prabhupada a venit la un program, la un acest gen de Life Members și indianul respectiv, înainte ca Prabhupada să țină lecția, și-a prezentat toată familia. Și avea vreo 10 copii care aveau vreo 20 de nepoți și era mătușa, era, deci 40 de oameni și Prabhupada tot aștepta și persoana respectivă îi prezenta. This is my nephew, this is my, nu știu ce, asta este copilul meu al doilea, al treilea, al patrulea, asta este fiica mea, iar încă doi copii, care și ei deja au doi copii și așa mai departe. Și Prabhupada a ascultat toată povestea asta respectivă și Prabhupada, la un moment dat, când persoana a terminat să-și povestească că this is my son, this is my grandson, Prabhupada s-a întors la Tamal Krishna Goswami, discipulul său apropiat și a spus this is my sex life. Gata, deci toată existența materială a fost redusă la esență. Prabhupada a spus, this is my sex life. Deci asta este atașamentul meu material. Deci e un atașament, e o, cum se spune, pentru noi e o plăcere, cea mai mare plăcere în lumea materială. Dar anume din cauza acestei plăceri, noi rămânem condiționați de corpul și atașați de corpul fizic. Și de ce? Vedele ne învață că, fraților, nu o să puteți să vă liberați imediat de acest atașament. Haideți să o luăm ușor printr-o anumită procedură care se numește căsnicie spirituală, căsnicie dharmică. Da, Cosmin. Așa. Nu am spus că nu e așa de rău. Am avut în vedere că e, cum să spun, e inevitabil. Inevitabil. Uneori sunt situații. Da. Ok. Da. Da. Așa. Da. Și întrebarea e așa de rău, să fie, adică mie nu mi se pare că da, Dumnezeu merita lucrul ăsta și nici erou nu mi se pare că merita să fie blestemat pentru că da, de lași. Acest gen de petreceri, ele sunt ceea ce noi numim, ele sunt multidimensionale. Ele au foarte multe sensuri care sunt interpolate în aceste petreceri, care tehnic ele se numesc lila, ceea ce în engleză se numește divine pastime. Ele nu sunt doar povestiri cu o anumită logică simplă. Ele au o anumită logică mistică care este interpolată în aceste povestiri. De aceea, din punct de vedere logic, nu s-a întâmplat mare treabă ca Brigu acolo imediat să-l blesteme. Mai este o traducere a cuvântului lila și anume joacă. Joacă, deci joc divin, este joc transcendental, joc divin. Da. Și de ce trebuia un anumit pretext, un anumit context ca Brahma să nu fie venerat în large scale, cum se spune. Deci, pe o scară largă. Da. Și trebuia să fie, să existe o povestire în care se povestește că, de fapt, Shiva este puțin atins de modul ignoranței pe care el însuși singur îl controlează. Trebuia să fie subliniată poziția lui Vishnu. Trebuia să fie explicat de ce brahmanii sunt puțin mai sărăcuți decât restul persoanelor. Da? Deci sunt mai multe, cumva, mai multe lucruri care trebuiau să fie explicate printr-o singură povestire. Și de aceea, da, uneori nu există multă logică în aceste povestiri, dar nu trebuie să le acceptăm așa cum sunt ele, pentru că însuși ascultarea lor, chiar dacă ele nu sunt super logice cumva, ascultarea lor ne transmite un mesaj subtil, un mesaj, cum se spun, mistic, spiritual, care ne purifică conștiința. De fapt, nu există bine și rău, de fapt, practica fiind sărat,
înseamnă să nu ai atât de tentații, atât de unde fi, să dormi liniștit și să a fi foarte bogat nu este un lucru foarte bun, nu? Asta vreau să zic, că da. De fapt nu e tocmai un blestem ceea ce da, da. Poți fi și bogat și spiritual. Da, da. Erau foarte mulți devotați care erau foarte bogați, erau devotați care erau săraci. Deci, în fine, până la urmă, divinitatea decide cine și în ce stare, poziție socială va fi. Dar încă un lucru care vreau să-l menționez este că eu deseori am observat că, iată, Bhagavatam și Mad Bhagavatam, povestirea aceasta, sau varianta pe care am povestit-o eu, este prezentată în Shrimad Bhagavatam. Bhagavatam este considerată a fi Amala Purana. Ea este cea mai pură dintre restul 18 Purane, care este un anumit gen de scripturi vedice. Și există Purane în modul pasiunii, există Purane în modul ignoranței. Bhagavatam este Purana în modul bunătății și dintre toate Puranele în modul bunătății, ea este transcendentală. Bhagavatam de obicei povestește esența. Uite, a fost un caz când Brigu i-a testat pe toți trei zei, ca rezultat a ajuns la concluzia cu tare, cu tare. În alte puraine, deseori, întâlnim aceleași povestiri care sunt povestite puțin dintr-un alt unghi și cu informații adiționale pe care Shukadeva Goswami a decis să nu le include în narațiunea din Shrimad Bhagavatam. Și de ce? Bhagavatam prezintă, Bhagavatam prezintă esența lucrurilor fără multe detalii. Și de-aia uneori noi avem senzația că povestirile respective sunt cam simple. Dar noi trebuie să înțelegem că în spatele lor există încă foarte multe cumva detalii care pot fi culese, pot fi înțelese atunci când știm și alte narațiuni din alte purane cumva. Context. Da, context. De ce? Este un plan divin, a fost un plan divin. Tot ce s-a întâmplat în cadrul acestei povestiri a fost un plan divin. Le acceptăm așa cum sunt ele, pentru că oricum ceea ce s-a întâmplat în planetele cerești, care logica planetelor cerești se încadrează în cele 64 de dimensiuni superioare. Logica noastră se încadrează în 3 dimensiuni. De-aia cei din care gândesc și operează în 64 de dimensiuni au încercat să ne povestească nouă o povestire nouă care înțelegem doar 3 dimensiuni. Și am încercat cumva într-un limbaj arhaic să ne povestească ceva ce s-a întâmplat acolo și am primit această povestire. De-aia, da, din punct de vedere logic apare cam simplu, dar le acceptăm așa cum sunt ele. Da. Am o întrebare legat de 10 și 11, de calitățile noi, pe același slide. Aha, ok. Aceeași poveste și în mod similar, dar ce-ar fi vrut să aflu care e până la urmă diferența dintre ele. Adică înțeleg care sunt lucrurile similare, dar care, prin ce se disting unele de altele? Distincția este mai subtilă puțin, deci stăpânirea simțurilor este... stăpânirea simțurilor înseamnă că noi avem dorința în interiorul nostru. De exemplu, eu am o dorință de a mânca înghețată. Și când trec pe lângă o tarabă unde se vinde înghețată, pornirea simțurilor mele este de a mânca cât mai mult înghețată. Dar eu îmi stăpânesc simțurile pentru că știu că dacă mănânc înghețată, sigur răcesc, mă îmbolnăvesc. Și iată, indria arte și înseamnă în moment, deci o situație reactivă. Pe moment când simțurile mele intră inevitabil în contact cu obiectele simțurilor, stăpânește-le, curmează-le chiar acolo, pe loc. Pe când vairagya e un lucru puțin mai subtil, deci este o renunțare proactivă, când starea mea de spirit interioară este că eu nu mai sunt interesat în... și la Prabhupada scrie foarte frumos în... lucrurile care strălucesc în cadrul existenței materiale. Știți cum copiii sunt foarte atrași de lucrurile care strălucesc. Și atât în mod similar. Deci vairagya înseamnă nu mai sunt fascinat de toate prostiuțele astea de care sunt fascinați de obicei oamenii în lumea materială. De ce? Pentru că eu am simțit un alt gust. Și intenționat am adus acest verset în care se spune că
Atunci când cineva ascultă aceste discuții despre persoana divină, el devine atașat de acest mesaj spiritual și în inima lui se naște în mod automat, se naște shraddha, credință, rati, atașamentul către existența spirituală și bhakti, devoțiune față de persoana divină. Și din cauza aceasta că el este atașat de lucruri pozitive, el nu mai simte un atașament către lucrurile materiale. El nu mai este interesat în ele în mod automat, deci în mod absolut, cumva, natural. El nu simte, el este renunțat în mod natural. Și cum ar veni 11, de fapt, include 10. Include 10, da, dar 11 stă în spatele, deci să spunem așa. De ce noi stăpânim simțurile? Pentru că deja am cultivat renunțarea. Renunțarea este starea interioară. Stă la bază, da. Dar dacă totuși ai nimerit într-o situație când simțurile tale au devenit atrase de anumite lucruri. Iată, vă povestesc un caz. Eu am trăit în Brahmacharya Ashram 5 ani. Da? Era un ashram în care noi cultivam celibatul, deci asta era principiul de bază, deci abstinență, continență totală. Și eu țin minte, odată pe drum, deci era prima săptămână, era când viața de ashram, și eu mergeam cu un prieten de-al meu, care deja era de 2 ani în ashram, și eu mergeam pe stradă și ca de obicei eu căscam gura pe stradă, deci mă uitam prin toate părțile, wow, deci o reclamă nouă a apărut, nu mai știu, diferite lucruri. Și la un moment dat, țin minte cum ochii mei a picat pe o fată frumoasă. Și prietenul meu mă apucă de mână și spune, a pleacă ochii în jos. Nu te uita! Și după aia el mi-a povestit că în momentul în care ochii tăi au picat pe fata aia respectivă, frumoasă, tu dacă nu-ți tragi ochii, deci nu îi retragi, în corpul tău se încep anumite procese biochimice. Inevitabile, care îți generează anumite secreții, știm, deci nu o să intrăm în detaliu. Pentru că mintea ta imediat, deci pornește toate procesele în corpul tău care stimulează mai departe simțurile. Și uneori, inevitabil, ochii tăi pică pe obiecte care sunt atractive pentru simțurile noastre. Dar indriya arteșu înseamnă, ți-au picat ochii din întâmplare, îi retragi imediat. De ce? Pentru că tu ai un alt scop. Tu energia aia trebuie să o redirecționezi, în practica spirituală. Și era dur, deci era greu. Deci era greu la început, după aia am învățat aceste lucruri. Și asta este indriya arteșu. Dar mintea mea a devenit atașată, să spunem, în acel moment, s-a atras și am avut norocul că a fost cineva lângă mine care a spus, retrage simțurile. Și în Bhagavad Gita, Krishna dă exemplu cu broasca țestoasă. Și el zice, broasca țestoasă care strage simțurile în interior. Deci își retrage picioarele sau cum? Membrele. Și retrage membrele în interior. Și iată, asta este exact starea de spirit a unui yogin. El când iese în oraș, el nu cască gura peste tot, pentru că toate reclamele sunt gândite în modul în care ele stimulează, intenționate stimulează simțurile, ca tu să le cumperi produsele. Și atunci un yogin, el este ca broasca aia țestoasă care este cu simțurile retrase. Da, ochii lui ved, urechile aud, dar el este foarte atent unde se uită ochii lui, ce aud urechile lui. Deci el își stăpânește în acest mod, își stăpânește simțurile. Și eu vreau un lucru să spun. Dacă avem doar acest gen de control sec al simțurilor, fără a avea un gust superior, fără a simți o bucurie interioară de a studia Bhagavad Gita, de a cânta la kirtan, de a practica sadhana bhakti, de a ne bucura în serviciul maestrului spiritual, în serviciul altor devotați, în asocierea cu alți devotați, omul ne nebunește. Și asta se întâmplă deseori în ashramurile sau în mănăstirile catolice sau în alte mănăstiri, pentru că oamenii, ei încearcă să mențină celibatul din punct de vedere tehnic, deci din punct de vedere a retrage simțurile, dar neavând un gust superior, după o perioadă simțurile oricum o iau razna.
Și de aceea, deci vairagya înseamnă nu doar a renunța la lucruri, dar vairagya înseamnă a cultiva lucruri pozitive. Și de aceea eu intenționat am adus acest verset. Satam prasanga mama vire vido. Deci discuțiile despre petrecerile, activitățile, învățăturile persoanei divine supreme, descrise în Scriptură, atunci aduc inimii o mare plăcere și satisfacție. Și aici, în aceste discuții, este inclus toate aspectele ale sadhanei noastre spirituale, toate aspectele ale vieții noastre spirituale. Ele aduc o bucurie, o satisfacție inimii. Cultivând aceste cunoștințe în asocierea devotaților sinceri, o persoană avansează treptat pe calea eliberării, dezvoltându-și credința, shraddha, atașamentul profund către viața spirituală rate și starea de spirit devoțională către Divinitatea Supremă. Fără acest verset, vairagya în sine te distruge. Deci fără acest verset, călugării care încearcă să mențină abstinența, ei își iese din minți. De ce? În combinație cu acest verset, cu lucrurile care sunt descrise aici, noi foarte natural suntem detașați de prostiile vieții materiale. E târziu deja. Vă rog frumos. Ultima. De la Vrajavasi Prabhu. Ok. Scurtă. În condiția în care am discutat, ce șanse au atunci ginecologii și toți medicii care au de-a face cu femeile? Eu am un prieten care este un ginecolog profesionist și el este un devotat de mulți ani și el îmi povestea că de obicei când alți devotați îl întreabă care este profesia ta și el zice că este ginecolog, ei de obicei râd de el. Dar el îmi povestea sincer, pentru că și eu, asta a fost prima întrebare care l-am întrebat la atunci când am făcut cunoștință cu el. Și am zis, ce sunt, deci, what's happening? Și a zis, pentru mine este doar un organ. Cum tu te uiți la mână și nu simți nimic, tot așa, și eu mă uit la acest organ și mă uit din punct de vedere cum pot să ajut femeia respectivă. Și în orașul respectiv unde el își face meseria, el a ajutat foarte multe femei devotate să devină pregnant, însărcinate și el a vindecat foarte multe femei și este unul dintre cei mai faimoși ginecologi din orașul său respectiv, pentru că el are abordarea asta, el încearcă, deci are dorința de a ajuta. Și de aceea, deci el își face meseria, el nu vede. Știți cum este expresia și la Prabhupada zicea că un copil, un lup și un yogin, toți se uită la aceeași femeie, dar au trei percepții diferite. Un copil se uită la o femeie, vede o mamă. Un lup se uită la o femeie, el vede astăzi hrană, o să mănânc bine, o victimă. Da? Și un yogin se uită la o femeie și vede Maya. Vede energia materială personificată. Dar un devotat, când se uită la o femeie, Mataji, el o vede ca pe o mamă. El are o abordare către o mamă, o abordare foarte respectuoasă față de ea. Și de aceea depinde de mindset-ul tău, depinde de starea ta de spirit, cum abordezi. Și în cazul ginecologilor, deci ei au o abordare cum trebuie să aibă un medic. Plus că și intenția și scopul din spate. Da, intenția și scopul este altul. Una e un sex worker și una e cineva care da. Vindecă. Da. Și plus, de obicei, cred că am zis. Cosmin, hai să discutăm în timp, când o să avem acum prasadam, atunci discutăm, bine? Bine, vă mulțumesc foarte mult și continuăm miercurea viitoare.